Salutare! Eu sunt Flo, iar astăzi o să facem un haul de pe Shein. Așa că, Dia este în spatele camerei, apăsați butonul de like dacă mai vreți haul de pe Shein, pentru că sunt anumite produse pe care eu nu le știu în acest videoclip și Dia le-a cumpărat. Mă rog, toate produsele pe care o să le vedeți, doar Dia le-a luat. Eu habar n-am ce sunt. Așa că, bine, știu unele dintre ele ce sunt, dar unele o să fie surpriză. Așa că rămâneți până la finalul acestui video ca să vedeți despre ce este vorba și dacă mai vreți episoade și seria aceasta să o continuăm cu haul-uri de pe Shein, de pe Temu și de pe alte site-uri, scrieți în comentarii pentru că mi se par destul de folositoare produsele acestea și sunt destul de bune. Am luat și haine și chestii de casă. Ce am mai luat? Chestii folositoare, de toate. Pentru baie, bucătărie, pentru dormitoare, pentru dormit, spălat, orice chestie folositoare, o găsim aici. Așa, jucării, foarte multe jucării. Așa că, fără să mai stăm la discuții, hai să vedem ce am luat. O să, unele dintre ele le am aici. Ok, prima. Asta, toate sunt luate de pe Shein. Ia să vedem asta ce e. Asta e o protecție, nu? Pentru lama de ras. Ia uitați-o. Practic, dacă vreți să fie curată și să o refolosiți lama de ras fără să se pună praf pe ea sau să... Se poate și agăța, se vede pe spate. Se agață așa de cui? Pam, pam de perete. Pac, se agață, se pune lama de ras, se pune pe suportul ăsta. Ce e? Mi se pare destul... Și eu, de exemplu, când folosesc lama de ras, o am undeva pusă pe perete. Doar că se udă, se mai pune praful pe ea și asta mi se pare destul de folositoare. Da, vă zic, vă mai prezint diferite chestii și pentru copii, și pentru adulți, și pentru toată lumea. Este și șaze aici, normal, că și ei mereu când deschid, e zăpăcea aici. Următoarea. Am luat foarte multe, noroc, de ele, tablouri în ghilimele, postere, făcute dintr-o pânză chiar foarte calitativă din câte vedeți, fiți atenți. Cam așa se deschide și sunt foarte faine. Ăsta este un poster pentru bucătărie cu cafele. Practic dimineața dacă vrei să-ți faci o cafea, asta mi se pare foarte mișto că sunt ingredientele. Flat white, puteți să puneți pauză să citiți, să vedeți ce mișto este și se pune pe bucătărie acolo. Adică mi se pare fain. Ca și decor din punctul meu de vedere. Ia, le pui tu acolo, Dia le aranjează. Următoarea pe listă, și mai multe postere. Vă dau ca idee diferite postere. Poate vă plac și vouă și le luați și voi. Ăsta este un poster cu o ciocolată caldă pentru, cum să zic, sesiunea de iarnă. Da, noi ne facem seara ciocolată caldă. Exact. Următorul tot un poster și vedeți că vine ambalat, e destul de fain. Opa, ăsta nu știu ce poster e. Ia să vedem. Băi, și textura materialului este foarte calitativă, adică nu este ceva care să se hârtie. Pur și simplu, nici dacă faci așa nu se rupe. Foarte mișto. Thank you for your order. Ce tare scrie aici. Scrie thank you for your order. Hai să vedem. Băi, bă, chiar ținută bine. Și bam. Bon appetit. Aici scrie bon appetit. Este sloganul meu când mai fac videoclipuri și vloguri în care testez mâncare, în care știți că eu zic bon appetit. Și după aia gustăm, ăsta e sloganul meu, bon appetit. Și i-a zis, Dia, băi, hai să luăm că e foarte drăguț și îl punem ca decor în spate. Chiar foarte fain, îmi place maxim de tot ăsta. Foarte mișto îmi place. Ia să vedem, încă unul. Scrieți-mi în comentarii dacă voi v-ați luat și dacă vă plac. Ce produse ați folosit voi de pe Shein? Na, că acum este la modă. Hai să vedem ăsta cum se deschide. Băi, dar ce bine le împachetează, adică chiar le împachetează foarte fain. Deci vă dați seama dacă a comandat chestii din ceramică și n-au venit deloc sparte. Oho, păi e bine, rău. Ia să vedem ce e asta. Tot un poster. Un croissant. Ia uitați-vă cât de tare. Sunt fan brutărie și îmi plac croissantele. Foarte mișto tot. Astea îți face așa un colțișor al tău, un decor foarte, foarte fain cu diferite chestii de genul ăsta. Mai avem încă... atâta cu posterele. Probabil o să mai avem. O să mai fie postere după aceea. Ăsta este un mousepad pe care eu deja l-am văzut. Este un mousepad pentru Dia și l-a ales. Destul de mare. Era pe mărimi. Cam aceasta este. Era și mai mare. Era și mai mare. Este și un mousepad doar pentru mouse. Ăsta e mousepad în care
pui și tastatura și mouse-ul și mai este și un mouse pad mare, de un metru, mare, tare, în care îți acoperă tot biroul. Și e mișto și calitate, adică ideea e calitate bună, știți? Foarte mișto și modelul e foarte mai. Ia uite-te. Să-l stăpânești sănătate. Următoarea pe listă, ia să vedem, avem aici. Astea doar pot să le zic, mai bine nu le desfac, astea după aia se pierd. Da. Astea sunt niște punguțe pentru Halloween. De exemplu, pui, știți cum e în America, punguțele alea în care, în momentul în care vine un copil la ușă și dau pungi cu dulce. Da, la noi în cartier o să vină copil la ușă, da. Și le punem în fața ușii, în punguțele astea mai multe dulce. Da, practic pui dulce în ele. Următoarea pe listă, ia uitați-o ce fain e aici, tot ca și decor. Asta ar place puțin să o desfac, arată fain tare de tot asta. Tot pentru colțul de ciocolată caldă. Tot pentru colțul de, ia uitați-o. Hot cocoa. Hot cocoa, sweet here. Ia uitați-vă cât de fain arată. Și e din lemn asta. O aghez de perete. Tot la bucătărie. Te simți relaxat, îți faci decorul tău, te simți ca acasă. Următoarea pe listă este un weekly meal planner. Este o cărticică. Nici pe asta nu desfac. Dar nu e cărticică, practic o le dai jos. Sunt foi. Da, sunt foi în care scrie pe fiecare, dacă se vede. Se lipește probabil pe frigider. Cum se spune? Îți faci meniul. Meniul. Și ai acolo și lista de cumpărături. E așa, le ai organizat. Da, le ai organizate. Ai mic dejun, prânz, cină. Pam, pam, pam. De luni până duminică. Foarte fain. Hai să vedem următoarea. Asta nu știu ce e. O să vedem. Tot decorațiuni mini din astea faine. Tot pentru colțișorul de ciocolată caldă. Astea tot așa în bucătărie, ce faine sunt. Sunt făcute din lemn. Ia să vedem una. Tot hot cocoa. Două. Mistletoe and hot cocoa. Ia uitați-vă și pe asta. Putem spune că ne pregătim de Crăciun deja. Da. Păi mai bine să le luați din timp, pentru că după aia cine știe poate se scumpesc, sincer. Se scumpesc, rămâneți fără. La final se ieftinez mereu. Păi da, la final. Mai scumpe. Dar anul trecut am vrut să mergem în magazin prin luna decembrie să luăm decorațiuni și toate astea. Și din păcate nu am mai găsit decorațiunile pentru că s-au dat. Am rămas fără. Nu mai erau deloc, pentru că s-au dat. Sau erau cele mai urâte sparte. Da. Au rămas alea stricate, alea sparte. Vă dați seama că alea bune s-au dat. Deci cel mai bine este să le luați din timp pentru că o rămâneți fără de scumpit. Hai, nu neapărat că se scumpesc, dar rămâne alea nașpa. Vorba. Asta nu o desfac. Sunt suporturi pentru periuța de dinți. Astea le folosim și noi zi de zi. Vă acoperă periuța de dinți. Să nu mai se pună praful pe ea. Că în baie e mai praf și așa mai departe. Vă recomand. Asta ce este? Ia să vedem. E o cărticică. E o agendă. E agendă de parole asta. Deci fiți atenți. Este o agendă de parole. Practic. Password keep book. Și ia, fiți atenți ce mișto este făcută. Că și noi avem tot așa, chestii de genul ăsta. Și este făcută de la A la Z. De la A la M. De la Z. De la A la Z. Și treci exact site-ul, numele, adresa și nume. Azi mai multe chestii aici. Și nume, chestii, ia uitați-mă. Adică mi se pare chiar foarte utilă, că măcar așa îți vine mai la îndemână. Că dacă scrii toate parolele pe o agendă și chestii de genul acesta, ce ai tu nevoie, să pierd. Următoarea! Ia să vedem ce e asta! Scrisori de Moș Crăciun. Mamă, te zici că e hol de Crăciun mai tare. Scrisori pentru Moș Crăciun. Băi, cred că ăsta e visul oricărui copil, oricărui adult, mai bine zis, să-și trăiască copilăria de Crăciun. Sunt scrisori pe bune, chiar foarte faine, ia uitați-vă, pe care, într-adevăr, poți să le folosești. Santa Claus Office, ia uitați-vă. Asta e plicul. Ăsta e plicul. Da. Ăsta e plicul, scuze. Scrisorile sunt cele mai mari. Bă, dar și nu e hârtie de aia nașpa. Adică uitați-vă puțin cât de faine sunt.
foarte drăguțe, toate sunt la fel. Și astea sunt scrisorile, ia poftim plicurile. Dar sunt multe modele. Da, sunt multe modele. Și astea sunt scrisorile pe care poți tu să... Le îndoi și le pui în plictul. Da, faci așa, pac. Iată, și scrii ce vrei. Scrii ce-ți dorești. Da. Și știți că puteți, de exemplu, să trimiteți scrisori chiar și în Laponia, să ajungă la adevăratul Moș Crăciun? Vrei, știați asta? Facem și noi asta și în momentul în care mergem în Laponia, în Moș Crăciun, la Moș Crăciun, o să filmăm și scrisoarea noastră o să ajungă fix la adresa din Laponia, unde este Moș Crăciun, la iarnă. O să facem chestia asta și o să filmăm și o să vă arătăm. Că dacă, de exemplu, știu că durează un an de zile ca să ajungă. Parc, un an de zile ca să trimiți scrisoarea și ajunge după un an de zile în Laponia, la Moș Crăciun. Nu, un an de zile durează dacă trimiți din Laponia. A, da, dacă trimiți din Laponia acasă la tine, da, corect. Așa că acum, ce urmează să desfac, habar n-am ce este în ea. Dia a zis că este o surpriză, este în spatele camerei și mi-a zis că cică să o filmez, să văd reacția mea naturală ce este acolo. A zis că este ceva personalizat. De pe Shein? Uh-huh. Ok, eu, fără nicio caterincă, chiar nu știu ce este în ea, așa că hai să vedem. Poți să iau? Da. Ia. Deschid? Adică eu nu știu ce e în ea, hai să vedem. Forme de Crăciun. O formă de Crăciun. Poți să desfac? Da. Ia să văd. Ok. Shazi e nebunită, Shazi. Și ce face asta? Acolo bagi aluatul, gen foietajul și faci prăjiturile alea, cum am făcut eu zilele trecute. Aaa, și faci așa și se închide. Da, și faci forma de brăduț. A, ah, deci practic asta e un fel de formă pentru prăjituri. Da. Ok. Hai să vedem ce mai avem aici. Asta. Bă, dar cât de mișto arată, uitați-vă puțin. Asta încă o formă de prăjituri în formă de dovleac, după cum vedeți. Pe partea asta și pe partea asta. Foarte mișto. Adică dacă ești împodimitor să faci prăjituri acasă, ți-l recomand. Hai să vedem ce mai avem aici. Mamă, dacă de chestii sunt aici, vai de capul meu. Asta? Deschide prima aia neagră. Asta neagră sau deschide? Da. Uite, mi-a picat asta neagră. Hai să vedem ce pică din asta. Mamă, dar chiar nu știi ce e aici. Te-ai grijit la celelalte, să nu-ți părinte. Mamă, aici chiar nu știu ce e aici. Ia să văd. Ia. Ce încântată, eu chiar nu știu ce e. Ok. Nu cred. Băi, nu cred că merg personalizate astea. Dă-te mă de aici. Ia uitați ce scrie. Scrie Flo și Dia pe ea, dacă vedeți aici. Ia uitați. Vedeți? În partea stângă scrie Flo și în partea dreaptă Dia. Fiți atenți pe căciule. Băi, și astea mai scrie ceva. Mai scrie ceva? Da, pe lăbățică. Forever Family scrie. Ce mișto, și asta e practic un fel de brelop. Poți să pui și la gât. Nu? Da, nu e brelop, e nou, de pus în braț. E de pus în brădos. Băi, cât de dulce. Mânca la tata de frumoasă. Băi, te iubesc. Ia. Stai așa, ți-i pun acolo ca să... Poți deschide asta? Da. Mamă, e mișto că poți să-ți faci o grămadă de personalizări. Dar nu știam că pe Shein poți să-ți faci chestii personalizate, sincer. Hai să vedem ce e aici. Nici aici nu știu. Deci în toată punga asta eu habar n-am ce e. Ia să văd. Unde? N-ai mă cum așa ceva. Nu cred. La fel, tot un fel de glu... Băi... What? Dar asta nu e din lemn. Da. E din ceramică. Da. Ia uitați ce scrie aici. Ia să vedem. Uitați-vă puțin. Uitați-vă puțin. Puneți pauză și citiți, vă rog eu. Scrie Familia Ham. Deci avem așa, scrie Flo, Dia, Mama, Teddy, Cookie, Shazi și Alma. Ce tare. Stați așa să vă pun. Deci e mișto că poți să personalizezi ceva ca amintire să-ți rămână toată viața, ceea ce mi se pare foarte mișto. Shazi e nebună, uite Shazi. Vrea și ea să miroasă, este curioasă. Sper că nu spargi. Nu spargi, iubirea mea. Doamne, cât de fain este.
Pune, uite, pune tu acolo ca să nu sparg eu. Ce fain. Următoarea, poți să deschid pasta? Da. Următoarea pe listă, ia să vedem. Mamă, cât de mare, asta e mai greuță. Dar scoate doar prima bucată de lemn. Asta. Da. Și citește ce scrie pe ea. Family is where life begins and love never ends. Ia uitați. Tot ai pus-o? Da, ăsta e suportul. E suportul? Mamă, e mare. Nu prea se vede. A, gata, se vede. Ia uitați ce frumos scrie. Deci, practic, toate astea, toată punga asta, tu ai personalizată cum ai vrut tu. În afară de alea de plastic. Ok. Și după aia următorul. E suportul pentru aia. Nu scot de... Ba da, trebuie să o scot. Stai. Să nu cadă. Să nu cadă. Doamne! Băi! Trebuie să vă arăt neapărat ce e aici. Ia uitați! Uitați ce scrie. Uitați-vă puțin. Stați așa să se vadă mai frumos. Să apropii ușor, să vedeți ce scrie. Deci, practic, suntem toți niște ursuleți și pe fiecare scrie Florentin, Diana, Teddy, Shazi, Alma și... Nu cred că de tare! De la cel mai mic la cel mai mare. Da, fix așa, de la cel mai mic la cel mai mare. Uite, acum se vede foarte bine. Băi, foarte mișto. Astea sunt niște cadouri spectaculoase. Țin toată viața, mi se pare foarte mișto. Băi, ce frumoase sunt astea. What? A, și se pune practic pe ăsta. Da, da, da. Și ăsta e suportul. Da. Wow, și se pune așa. Mm-hmm. Cum o să nu te facă fericit chestiile astea? Astea mici te fac cel mai fericit om din lume. Când ai persoanele alături, cele mai iubite, cele mai dragi, astea te fac cel mai tare fericit. Credeți-mă pe cuvânt. Următoarea pe listă ce este? Tot o formă. Tot o formă? Asta ce formă? Dobleac. Formă de dobleac. Tot pentru prăjituri. Poftim. Ați entuziasmat de ală. A, mai e ceva. Și mai este încă o formă de stea. Stai să deschidem și pe asta. Ia. Ia uitați-o. Formă de stea, da, aia cu ursuleții și globul meu, ales cel mai special. Doamne, mersi frumos, te iubesc de nu mai pot. Iubesc. Ești viața mea, jur. Te iubesc. Băi, n-ai cum, așa surpriză n-am primit în viața vieților mele, credeți-mă pe cuvânt, că astea sunt cele mai frumoase surprize pe care poți să le primești de la cineva drag, mai ales de la persoana specială din viața ta, normal, nu-i așa? Normal? Și zâmbește ea în spate. Te-ai rușinat acum. Scrieți în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult de aici, ce ați mai luat și, bineînțeles, scrieți-ne părerile voastre. Dacă mai vreți astfel de episoade să mai facem diferite hauluri, apăsați butonul de like, abonați-vă, nu uitați să-mi dați follow și pe Instagram, că acolo mai postez diferite chestii pe care nu le postez aici pe vlog. Abonați-vă, activați neapărat clopoțul piricelul și noi vă mulțumim tare mult și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!